Evenimentul este unul fericit atât de dumneavoastră cât și pentru noi, în egală măsură ne bucurăm de acest eveniment și o să vă zic așa, cam ce am făcut noi și ce vom face de acum încolo în acest oraș, în orașul nostru, pentru că orașul poate să arate și mai bine, dar trebuie să ne implicăm cu toți. Dacă lăsăm un singur om să se implice, să știți că nu vom reuși. Omul din fața dumneavoastră nu este supraom, nu este robot, nu le știe pe toate. Și am observat că foarte mulți oameni așteaptă minuni de la mine. Să știți că nu fac nimic. Nu voi face minuni, dacă asta se așteaptă unui oameni, să știți că nu se va întâmpla. Și încercăm împreună cu colegii mei, da, pentru că nu sunt singur în acest demers, suntem mai mulți care lucrăm pentru orașul nostru și încercăm să îndreptăm lucrurile și după aceea să și construim. Dar până a construi, și știți foarte bine, știți ce nu ai de dumneavoastră, pentru că în momentul de a pus de construit, trebuie să ai o bază, una solidă. Din păcate, baza nu era una solidă și am preferat să, de multe ori, nu să pornim de la zero, de la minus. Dar am preferat să luăm aceste decizii, ca de acum încolo, cei care vor veni după noi, să nu mai găsească un oraș tăvălit, un oraș abandonat. Nu pot să uit în 2012, când am intrat în primărie, mai exact pe 2 iulie 2012, când am găsit actele niște saci. Ce vreau să fac, unde vreau să meargă cu acei saci, nu știu. Vă dați seama, numai munca aceasta, să așez toate actele, munca pe care dumneavoastră nu o vedeți. Nu vedeți această muncă, dumneavoastră vedeți produsul finit, să-i spun așa, acțiunea noastră în teren, dacă tundem o iarbă, dacă adunăm un câine, dacă asfaltăm o stradă, dacă arde un bec. Dar până a schimba un bec sau tunde un gazon, sunt foarte multe documente și foarte mulți oameni care ar trebui să se implice în acest demers. Vă spuneam că nu sunt singur, da? Lângă mine este o echipă și spun eu astăzi funcțională. Așa să faceți o idee, ne-a luat aproape 5 ani de zile să formăm o echipă. Singur nu puteam, da? 5 ani de zile să formăm o echipă. Astăzi este o echipă formată, nu funcționează 100%, nici nu știu dacă merge la această performanță, dar oricum 70-80% funcționăm. De aceea, în ultima perioadă, lucrurile n-au stat așa cum ne-am fi dorit cu toții, tot s-a discutat că n-am schimbat un bec sau n-am tuns un gazon. Să nu credeți că există vreun primar în lumea aceasta, nu în România, care nu și-ar dori să schimbe un bec, să tundă o iarbă sau să adună un câine de pe stradă. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, înseamnă că nu se pot întâmpla astăzi sau nu se pot realiza pentru că sunt anumite probleme. Și dacă nu mai problema iluminatului, o problemă stringentă a orașului astăzi, iluminatul nu este la primărie. Administrația locală nu poate schimba un bec. Nu are voie să schimbe un bec. Dar nu poate bugeta, da? Pentru că nu este al nostru. E ca și cum veniți să schimbăm becul în casa dumneavoastră. Deci este ilegal, nu se poate. Din 2013, adică la un an după ce am venit la primărie, am făcut demersul necesare să preluăm acest iluminat la primărie. Nu s-a dorit, cei de la el nu prea au dorit, dar acum se întâmplă, după 4 ani de zile, aproape se întâmplă, în maxim o lună de zile, preluăm iluminatul la primărie. Pe modelul căldurii. Faceți aminte că în 2012, până în 2012, căldurea furnizată de un agent economic, un privat, care a și lăsat orașul în frig, în 2011-2012. Primul proiect pe care l-am implementat împreună cu colegii mei a fost trecerea căldurii sau furnizarea agentului termic la primărie. Și uitați-vă că din 2012 neîntrerupt această problemă a fost rezolvată. Ați uitat de problema aceasta, cum am uitat și noi. Și va funcționa 2000 de ani de acum încolo, pentru că este la primărie. Eu nu sunt de acord să externalizăm aceste servicii. Ele au fost externalizate de-a lungul timpului. Dacă vorbim de căldură, n-a funcționat. Uitați-vă, transportul în comun nu funcționează. Da? Mi-aduc aminte ca și noastră acele mașini 15, 20, 12 care circulau și erau foarte bune. Ele, transportul 96, 97, 95 a fost externalizat. Firme private. Firmele private trebuie să aibă și un profit. Dar dacă aveau cumva și un transport adecvat, de calitate, nu era niciun fel de problemă. Să fie respectat și un program și mașină să fie în regulă. Dar să nu uităm că primăria Mangalia, din banii dumneavoastră, plătește lunar 65.000 de lei, adică undeva la vreo 13-14.000 de euro plus minus, da? Transportul comun gratuit pe care asigură primăria pentru dumneavoastră, pentru elevi, pentru profesori și pentru dumneavoastră vârstnici orașul. Cei care ați muncit o viață întreagă în acest oraș. Dar de multe ori dumneavoastră reclamați faptul că nu este un transport în comun de calitate, sunteți dați jos din mașină sau nu oprește mașina pentru că v-au văzut și știau clar că dumneavoastră aveți transportul comun gratuit, în condiții în care primăria plătește acest serviciu. Și am spus-o clar, e un alt departe, un alt serviciu care nu funcționează. El trebuie să întoarcă la primărie. La anul se va întoarce la primărie. Transportul în comun se va întoarce tot la primărie.
cum iluminatul se mai întoarce la primărie, căldura este la primărie și toate celelalte secții care nu funcționează. Măcar să știu de ce sunt vinovat, pentru că dumneavoastră arătați că un vinovat, adică eu. Dacă nu era căldură în oraș, era un vinovat primarul, azi dacă nu arde becul în oraș, cine e de vină? Primarul, bineînțeles. Dacă nu este tuns o bureană, într-adevăr, tot primarul este de vină. Era un departament în cadrul primăriei Mangalia, se numea ADPP, era administrația domeniului public și privat. Ce făcea acest departament în subordinea, nu primarului, în subordinea Consiliului Local? De fapt, era o mică primărie, să spunem așa, cu un mic primar, care făcea ce dorea dumneavoastră. Eu am preluat, pentru că această companie a fost înființată în 2003. Eu venind de la primărie în 2012, am preluat acest departament. Noi știm cam ce se întâmplă în acest oraș, vorbesc de primărie, nu în exterior oraș, vorbesc de exterior primăriei, în interiorul primăriei. Ei, după ce mi-am dat seama cam ce se întâmplă cu acest departament, am vrut să-l desfințez, să trag în subordinea primarului, măcar să știu de ce sunt vinovat. Dacă nu este asfaltată strada și dacă se face de să facă de calitate, dacă nu arde un bec, vă spuneam puțin mai târziu, dacă o bancă este ruptă, un coș de gunoi de asemenea, dacă nu se tunde iarba, dacă nu se adună câinele pe stradă, dar aceste lucruri sunt luate de dumneavoastră și constate și de mine, nu se întâmplau în parametrii normali. Am vrut să desfințez de foarte mult timp, adică de vreo 3 ani de zile, 4 ani, am vrut să desfințez acest departament și nu a fost lăsat. De ce nu a fost lăsat, o să vă întrebați? Foarte simplu. Acest departament se afla în subordinea Consiliului Local, repet, nu în subordinea primarului. Da? Directorul de la acel departament nu răspundea în fața primarului, ci în fața Consiliului Local. Consiliul Local, știți foarte bine, pentru că anul trecut vă spuneam care este rolul unui Consiliu Local și care este rolul Consiliului Local. Consiliul Local se alege de noastră cum este ales și primarul. Patrimoniul orașului nu este în subordinea primarului. De la o primă bordură până la ultimul copac se află în subordinea Consiliului Local. Primarul, cu aparatul de specialitate, administrează bunurile orașului. Nici de cum nu poate să dispună de ele. Și atunci membrii Consiliului Local, la vremea respectivă până anul trecut, n-au avut interes să desfințeze acest departament. De ce? Pentru că se înfructau, și acesta este termenul, din bunurile orașului. Terenurile care au plecat 65 de hectare din stațiuni, fără licitație. Nu cred că dumneavoastră ați fost beneficiarii. Nici eu. Alții au fost oameni pe care dumneavoastră îi cunoașteți. N-au pornit de jos muncind. Au fost... eu știu, bineveniți, să le spun altfel, erau VIP-urile orașului. Știți că este o părere foarte mare în Mangalia, că nu mai avem VIP-uri. Toți oamenii sunt tratați la fel. Da? Ei, erau peste peridot prin primărie, veneau, aveau ușile deschise și rezolvau problemele, unele la limita legii, altele ilegale. Da? Cu concursul angajaților primării, să nu crezi că se întâmplă la fel. Și atunci am spus-o clar, dumneavoastră, cetățenii, nu mai aveți încredere în această instituție. Dumneavoastră, cetățenii Mangalia, nu trebuie să aveți încredere în primar. În angajați. Primarul vine și pleacă, angajații de asemenea. Instituția rămâne. Dumneavoastră trebuie să aveți încredere în această instituție. Asta și vorbim cu colegii mei. Haideți să schimbăm puțin imaginea instituției. Ne ia ceva timp, ușor, ușor vedeți că oamenii sunt mai prietenoși, oamenii sunt, vă privesc altfel și vă primesc altfel și vă susțin în alt fel. Pentru că au înțeles că sunt plătiți din banii dumneavoastră și trebuie să se comporte la primărie și să vă respecte și, în primul, să vă trateze așa cum sunt tratați și cei care au, să spunem, pile în această instituție. Adică lucrurile mergeau mai repede, cârtiile mergeau mult mai repede, la dumneavoastră, dacă n-aveați pile, era undeva cârtia lăsată, pentru că trebuie să vă gândiți că sunt 44.000 de oameni cu 44.000 de probleme în acest oraș. Mie mi-a luat 3 ani de zile, recunosc, trebuie să spun și lucrurile care nu-mi plac, dar asta este o greșeală pe care mi-am asumat-o. Mi-a luat 3 ani de zile să-mi dau seama că timpul meu a fost ocupat de vreo 150-200 de persoane care aveau toate problemele din oraș. Dar mi-a luat 3 ani de zile să-mi dau seama. Rezolvam o problemă, a doua zi era următoarea problemă. Multe dintre ele, construcții legale și multe, multe altele, autorizante. Mi-a luat timpul, deci mi-au mâncat timpul acești oameni, fără să vă văd pe dumneavoastră, oamenii care n-ați avut nicio problemă cu această instituție. Nu aveți nicio problemă. Dumneavoastră ați fi dorit ca lucrurile să funcționeze în oraș, să avem un oraș liniștit. Da? Să avem niște prețuri corecte, că nu pot să uit. În 2012, cum orașul era împărțit în clanul mafiote, vă mai aduceți aminte? Azi în Mangalia este liniște. Mai avem o mică problemă în zona Barăcilor, zona rău famată a orașului, pe care o vom rezolva anul acesta. Vom demola Barăcile. Că s-a de la un subiect la altul. Hoții Manganiei stau în casele noastre, ale primăriei, în casele dumneavoastră, dacă nu știați. Cei care încă mai sunt astăzi, pentru că, bun, clanul mafiote nu mai avem, orașul este liniștit, pentru că ar fi trebuit de mult să se întâmple lucrul acesta, dar s-a întâmplat în 2012. Ei, mai avem
Mici infractori. De ce le spun mici? Și la scoat și la stat, pentru că acei oameni, acei copii, că v-ați văzut cum vin cu adolescenți, da? Vin cu adolescenți, vă sar gardurile și intră și vă fură din curte, dacă vorbim de cei care locuiți în coloniști, dar și în oraș, că știți foarte bine că mai se prindă prin oraș, vin și fură. Acei oameni locuiesc în casele primăriei. Pentru că prin 2005, 2004, 2005, primăria Mangalia a împrumutat niște bani de la o bancă să le facă aceste case foților orașului. Da? Sunt zona Barăcică. Documentele există, plătim până în 2026 din banii dumneavoastră, din banii noștri tuturor. Rata la bancă, nu pentru o stradă, nu pentru un parc, nu pentru un loc de joacă pentru nepoții noastre, ci pentru barăcile, pentru casele hoților Mangalii. Da? Ei, acei hoți ai Mangaliei, care și eu nu sunt din Mangalia, să știți. Eu am venit prin 2002-2003, au vândut câteva scuici pe plajă, după care au rămas în oraș. Au cerut buletin și au făcut buletin, da? După ce au făcut și au făcut buletin, au cerut și case. Dar cei oameni să nu te-ați unul. O dată la 4 ani, deci îi dau soarta orașului nostru. Nu alții. Noi nu mai aveam timp, într-o dată la 4 ani, în duminica respectivă, poate eram la plajă, eram poate la băi, eram în concediu, nu aveam timp să mergem să ne exercităm dreptul pe care l-aveam atât la 4 ani. Acei oameni mergeau în colonați. Au fost și anul trecut. Și acum vreo 2 săptămâni, 3, când așa, cu niște oameni de bine, așa zici, de bine, din Mangalia, strângeau semnături să mă demită. Și au strâns semnături la Barăci. Acum unde că voi de mâna și vom pleca de unde au venit. Eu nu sunt aici pentru a aduna voturile dumneavoastră, pentru a vă păcăli. N-am niciun drept să vă păcălesc. Și în primul rând, nu voi rămâne primar 2000 de ani. La un moment dat, când o să mai fi primar, tot cu dumneavoastră voi da ochii și poate să ochii. Nu s-ar putea să-mi fie rușine că v-am păcălit. Nu-mi permit să fac lucrul acesta. Vreau să vă privesc în ochi și peste 5-7-10 ani de zile. În primul trebuie să privesc în ochi pe părinții mei. Primul lucru pe care trebuie să-l fac. Și nu vreau să-i dezamăgesc. De aceea nici pe dumneavoastră care sunteți părinții mei, da? Părinți, și sunteți părinții noștri, nu trebuie să vă dezamăgim. S-au spus multe despre mine. Și foarte bine, pentru că lucrurile rele, da? Circulă nu mai repede decât lucrurile pozitive, din păcate. Dar trebuie să ne uităm în urmă puțin și trebuie să ne uităm cam ce s-a mai întâmplat în acest oraș. De bine de rău că o groapă de gunoi astăzi este un parc. De bine de rău, da? Era o groapă de gunoi, trebuie să nu uităm lucrul acesta. Pe 3 hectare, în centrul orașului, oarecum. De bine de rău, alea căilor a fost făcută cu acele zile, 2 metri, 5 metri anul trecut. N-au păcălit pe toți. Eu știam foarte bine proiectul și v-am tot spus, mergând pe stradă, credeți-ne, aveți încredere și o să vedeți cum o să iasă. Uitați-vă că o faleză va rămâne după noi. Da? De bine de rău, cetatea Calatis va fi reabilitată. E un punct de atracție al orașului nostru. De bine de rău, trotuarele încep să apară și se vor face în continuare. De ce timp de un an de zile, după câștigatul mandat și vă mulțumesc pentru crederea acordată, am vizitat de PP-ul. Am constat foarte multe lucruri. Știți că Mangalia are 216 străzi. Din 216 străzi, mai 4 aveau acte de naștere, să spunem așa, între ghilimele. 4! Ca să poți să asfaltezi, să pui un asfalt de calitate, să poți să faci aceste trotuare, trebuie să ai prima dată actul de naștere. Da? Nu aveau, pentru că aceste străzi erau date la acest departament, de această mică primărie, cum am spus, era de PPU, se ocupa și de spunea cum vrea de bunurile orașului. Desfințat de PPU ne-a luat anul, de anul trecut, din august până anul acesta, nu mai. Atât am muncit să preluăm toate documentele de la acest departament. Și așa am constat. Locurile de joacă pe care le avem în Mangalia pentru nepoții noastre, niciunul, cred, sau nu știu dacă unul din vreo 26, da? Nu știu dacă unul are acte de naștere. Au fost făcute de mântuială rapid, da? Au fost făcute în an electoral, tot timpul să dea bine, dar nu au făcut cum trebuie, din punct de vedere legal. Și așa am întâmplat lucrurile în Mangalia. Nu ne plânge, să știți că nu mă plâng și chiar îmi place ceea ce fac. Dar nu cer decât un simbol din partea noastră. Puțină înțelegere și puțină răbdare. Lucrurile de calitate nu se fac peste noapte. Doi, nu pot să fac de mântuială lucruri pentru că nu vreau și nu-mi doresc acest... ca tot ce facem să fie de proastă calitate și ne ia ceva timp până la punct. De aceea, poate, o perioadă de un an de zile n-am tuns iarba în oraș. Pentru că nu am putut ADPP-ul să ocupa prenunt acest departament, desfințându-l de fapt, da? O lună jumătate, două, nu am fost funcționar. Unii oameni au înțeles, chiar am văzut că ați intervenit, ați tuns iarba, ați mai uitat-o. Să nu credeți că atunci când lucrurile nu se întâmplă în oraș, așa cum ne dorim cu toții, că noi dormim, suntem prin cârciu, n-avem ce face. Nu, să știți că azi în primarie Mangalia se muncește. Dar se muncește cum trebuia să muncească de acum 26 de ani. Acum și nu trebuie să mă întrebați pe mine, cred că dumneavoastră trebuie să cred că aveți rude prin primărie, aveți prieteni, da? Sunt vreo 300 de oameni în această instituție. Întrebați-i pe ei dacă muncesc sau nu și dacă cei mai vechi
Da? Dacă munceau așa cum se muncește astăzi. Deci începe să muncească și mă bucur, nu e niciun fel de problemă dacă a stins lumina, dar bine că n-au tăiat-o, dacă e stinsă e în regulă. Da? Lucrurile încep să funcționeze această instituție. La taxe și impozite, venind în 2012, da, un săpun, loc și o pereche de ciorapi, se spune că sunteți rulai problemele. Da? Ei, astăzi lucrurile sunt puțin mai așezate. Aveam, să știți, agenții economici care nu că nu-și plăteau taxele. Nici măcar nu treceau pe aici. Să știți că toate se fac cu bani. Toate se fac cu bani. Orice bec pe care trebuie să-l schimbăm, să știți că acest bec se face cu banii dumneavoastră. Dacă nu avem bani în primărie, nu putem să facem nimic. Să știți că aveam un grad de... Astăzi, în Mangalia, avem 8.000 de oameni care nu și-au plătit taxe și impozite, să faceți o idee. 8-9.000 de oameni. 8-9.000 de oameni sunt astăzi în Mangalia, nu pe anul acesta. Vorbim de datorii istorice. 8-9.000 și ceva de oameni să luăm de la taxe și impozite, vă spun eu exact care. Avem de recuperat și de la agenții, vorbim de și persoane fizice și persoane juridice, avem de recuperat din teren, cum spunem noi, vreo 9 milioane de euro. 9 milioane de euro. Cu 9 milioane de euro să știți că s-a asfaltat tot orașul la carte. Să faceți o idee. Da? Merge și trebuie să îi determinăm să-și plasca aceste taxe și impozite. Până acum am fost deranjați pentru că unii aveau nevoie de votul lor. Vă spuneam puțin mai devreme că nu stai aici pentru votul de privat. Suntem aici să normalizăm lucrurile pentru că noi, vorbim de toți colegii din primărie, n-am avut timp de oameni să râși ai mangani. N-am avut timp. Vă spuneam mai devreme că 3 ani de zile mi-au ocupat timpul vreo 10-15, vreo 150 de oameni pe care deja îi știam, dar îi memorase, nici mai, care au toate probleme. Să știți că astăzi în Mangalia avem peste 1000 de construcții neautorizate. Vă spun aceste lucruri pentru că lasă munca aceasta nu vedeți. Vedeți numai, repet, când punem un asfalt pe o stradă sau, dar trebuie, deci, să faci o inventare a construcției în oraș, e o muncă titanică făcută tot de colegii mei din primărie. 1000 de construcții neautorizate, asta înseamnă că nu au plătit niciodată taxe și impozite. 1000. Peste, am zis peste, pentru că nu avem situație exactă. Mai avem de muncă și muncim de 5 ani de zile la această situație. Avem hoteluri în Mangalia neautorizate, hoteluri. Vă dau un singur exemplu, nu vă dau... Pot să vă dau 2, 3, 10, 50, dar vă dau un singur că este în oraș. Aurora, fostă strada Aurora, actual George Murnu, da? Bifurcație cu Sadoveana Arcului. Este un hotel acolo, doare și ceva cu lactate la demisol. Da? Nu are autorizație. Din 2005-2006 construcția. Azi văd că este lipită de bloc construcția. Este o nebunie acolo. Cum se întâmplă, cum s-a întâmplat în oraș. Da? V-am dat un singur exemplu. Deci gândiți-vă, din 2005 până în 2017, o singură construcție nu a plătit taxe și impozite. Una singură. Vă spuneam de 1000, peste 1000. Faceți dumneavoastră singur calcul. Astăzi, în Mangalia, avem în jur de 3000 de oameni, plus minus, 1000 declarați la șomaș și vreo 2000 declarați care nu muncesc. O să spuneți că nu au unde să muncească. Șantierul naval, să vă faceți aminte, aduc și acum aduc oameni din Galați, din Megidia, din Cernavodă, da? E, unii locuitori ai Mangaliei nu merg acolo. În stațiuni. Știți foarte bine că astăzi lucrează în stațiuni ospătar-bucătar oameni din Chișinău sau din Republica Moldova. Totuși, cei 3.000 de oameni din Mangalia n-ar trebui să lucreze. Mă întrebă dumneavoastră. Să știți că vă pot spune, în mod public ce o să fac, dar astăzi, primăria municipiului Mangalia nu mai are, rețineți, nu mai are niciun asistat social. Bravo! 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 Nici unul! Unul! Nu mai are! Deci, Mangalia astăzi nu mai are niciun asistat social. În 2012, când am venit la primărie, să știți că erau în jur de 400 de Adriana, câți erau la cantina socială? 400 de oameni mâncau la cantina socială, jos la pod. Plăteam în jur de vreo 15.000 de euro din banii cetățenilor, masa acestor oameni. Veneau la prânz în stare de prietate să știe masă. Veneau cu taxiul, dar nu știu. Da? Ei, astăzi la cantina socială, Adriana, câți mai avem? 70, 60? 27. Cât? 28. 28 copii
și persoane cu dizabilități. Atât. Da? Din 400 și în 2012, mai avem 28 astăzi la cantina socială. Da? Cu taxiul, să știți, doamnă Vera. Vă spuneam, aceasta este munca noastră de aproape 5 ani. Este munca pe care noastră nu o vedeți. Să stai să inventariezi, să vezi fiecare om ce face, cum face, își plătește taxe, nu își plătește, cum este, cum nu este. Este o muncă titanică. Numai la taxe și impozite am schimbat 4 programe în 4 ani de zile. De aceea, acum 2 ani de zile, aveam aceste probleme cu taxe și impozitele. Până să găsim formula ideală, ne-a luat ceva timp. Dar să nu credeți că în primăria Mangalia se doarme, să nu credeți că în primăria Mangalia nu se muncește. Dar astăzi, vă spuneam mai devreme, se muncește așa cum trebuia să muncească întotdeauna. Ne-a luat 5 ani de zile. Păcate să urmă o echipă. Să știți că echipa primării este o echipă tânără, că vedeți pe colegele mele, dar să știți că sunt foarte mulți oameni în poziții cheie care au 31 de ani. Da? Dar vin cu nas suflu. Pentru că mai erau și oameni în primărie, recunosc, mi s-a întâmplat și mie, eram poate plafonați, eram poate, nu știu, într-o zi mai aveam chef de muncă, dar tinerii vin cu nas suflu și ne mobilizează, vin cu alte idei. Deci de-aia vă spuneam clar că echipa din prima să se stăuna funcționa. Să spuneam că mi-am venit cu oameni din București, din Constanța, m-am săturat de minciuni, cred că și noastră v-ați săturat de aceste minciuni, și cred că oamenii aceia care sunt irresponsabili, pentru că, din păcate, unii oameni politici sunt irresponsabili, pentru a vă determina să-i votați, poate la 4 ani cu tot felul de minciuni. Una dintre ele pe care o știți și n-ați uitat-o, și îmi pare rău că acei oameni încă sunt pe stradă acum să adune semnături și văd că am văzut câți oameni care au luat de urechi. Spuneau cu un an de zile, cred că n-ați uitat, că vor face apa un leu. Da? Vă aduceți aminte, n-aveți cum să uitați. Au ajuns în Consiliul Local să știți acei oameni cu această minciună. Pentru că în România minciuna nu este sancționată. Nici de cetățeni, nici de legislația pe care o avem în vigoare. Nu este sancționată de nimeni. Pot spune orice. Dar pe acești oameni dați o dată la 4 ani, atât pe stradă. În rest nu ne vedeți. Din păcate, mai păcălesc niște oameni. Încă sunt în Consiliul Local, dar nici de unii cetățeni. Cei care acum adună semnături pentru referendum sau multe altele, că problema orașului, n-am tuns iarba o lună. Deci ei vor să destituie primarul că nu s-a tuns iarba o lună. Dar vă întreb pe dumneavoastră și am spus că unii oameni întreabă, că dacă vreau să sunteți pe străzi, voi nu munciți? Să știți că avem Consiliul Local care nu au case de muncă, nu s-a dat taxe și poste, nu sunt, nu există. Dar sunt pe stradă, sunt pe toate rețelele de socializare, sunt peste tot, dar ei nu muncesc. N-au carte de muncă, ei nu muncesc, dar sunt tineri, au 40 de ani. Sunt costul local de dumneavoastră, nu de dumneavoastră, de cetățeni. Dar care... Nu, să rămână, dar nu, eu vorbesc de cu totul altceva, de acei oameni care ajung și decid soarta orașului. Dar n-au nicio, eu știu, n-au nicio idee de ce se întâmplă în acest oraș, decât vine cu niște păreri și atât. Ideea care este? Să concluzionăm, sunt foarte multe lucruri de spus. Vă spun clar la ce să vă așteptați în următoarea perioadă. Dar nu-mi cere să vă spun că se va întâmpla mâine, peste un an sau peste un an. Vă spun până în 2020, pentru că până atunci ne putem vedea. După aceea mai vedem ce se întâmplă. Dar până atunci vom fi împreună, că unii doresc sau alții nu, vom fi împreună. Până în 2020 vom face trotuare în oraș. Mai ales vom intra în primă fază, am terminat cu toată documentația, care a durat aproape un an de zile, în Coloniști, în cartierul de case. Să știți că Mangalia are 8 locuitori la case, 8.000 de familii la case și 7.000 la bloc. Da? E, în zona cartierului de case, în zona Coloniști, să știți că nu s-a întâlnit de... poate niciodată n-am de pe anumite străzi. Vom face și pentru că sunteți foarte mulți, sunt foarte mulți vârstnici locuiesc acolo și merg numai pe jos. Deci vom face, vom intra prima dată în cartierul de case cu trotuarele. Toată în tot orașul vor fi reabilitate trotuarele, pentru că dumneavoastră mergeți mai mult pe jos. Vom finaliza, vom reabilita, de fapt, toate locurile de joacă, așa cum ar trebui să fie. Am spus-o clar, până în 2020 nu mai vreau să construim nimic. Vreau să reabilităm tot ce avem, să fie la standardele pe care dorim cu toți, după care mai nici ce mai construim. Toate parcurile vor arăta cum ar trebui să vorbim și cel de la, eu știu, poșta veche, vorbim și cel de la balnear, vorbim și la parcul Diana, știți că acolo jumătate din parc este retrocedat pe niște acte false, dacă mă întrebați pe mine. S-a întâmplat lucrurile acestea acum ceva timp. Bun. Și încercăm să dreptăm lucrurile. De aceea vă spuneam clar că până în 2020 vom lucra la infrastructură. Îmi doresc să aducem și sper să întâmple cât mai mult în toate zonele intravilane utilitățile. Pentru că avem un Dobrogea 1, Dobrogea 2, nu avem gaz, nu avem apă, nu avem canalizare și ne dorim să ajungem acolo. Lucrăm la documentație. Să faci toate aceste proiecte, trebuie să lucrezi la documentație. Documentația ne ia un an, un an și ceva. Și aceea costă foarte mult.
Dar aceste lucruri, dacă se făceau acum 10-15 ani, astăzi nu aveam aceste probleme. Ne-au luat de la zero sau chiar de la minus. De aceea vă spuneam clar că lucrurile nu s-au mișcat atât de repede cum ne-am fi dorit. Vă spuneam de, de buget. Bugetul local este format din contribuția fiecărui cetățean. Acești bani trebuie să se întoarcă sub o formă sau alta tot la cetățeni. Parte din acest buget, da, se întoarce astăzi la dumneavoastră. La vârstnicii mangalii, pentru că noi avem nevoie de experiența dumneavoastră, avem nevoie de ceea ce puteți să faceți dumneavoastră încă pentru acest oraș, pentru că dumneavoastră sunteți o formă nepoții. Da? Viitorul orașului, puteți să fiți și noi atunci și ne vor da pensia nouă, nepoții dumneavoastră, copiii noștri. Și am luat decizia în urmă cu vreo 4 ani de zile să vă felicităm de ziua dumneavoastră. Și uitați că de 4 ani de zile, da, între primul al 5 ani, facem acest lucru neîntrerupt. Și îl vom face tot timpul de acum încolo. Pentru că așa este frumos, așa trebuie să se întâmple. Trebuie să ne aducem aminte, nu de dumneavoastră atunci când avem nevoie, deci tot timpul trebuie să vă susținem, pentru că și dumneavoastră ați muncit, spuneați dumneavoastră mai devreme, pentru acest oraș. E, vă spuneam că astăzi este un om fericit și pentru dumneavoastră și pentru noi. Este la fel de emoționat și pentru noi, pentru că atunci când faci un om fericit, pentru că ăsta este rolul nostru, rolul administrației locale, să faci oamenii fericiți prin intervențiile pe care le ai în acest oraș. Să știți că după un primar nu trebuie să rămână scandal, trebuie să rămână proiecte. Primarul se identifică cu proiectele care rămân. Vă spuneam de un parc, o groapă de gunoi, o faleză, cetatea, portul turistic, vă spuneam de clădirea care unde trebuia să ne întâlnim. Sunt foarte multe proiecte la care lucrăm și o să le vedeți pe parcursul următorilor 2-3 ani de zile. Bugetul local, da, se întoarce, sub o formă sau alta, vă spuneam, prin proiecte pe care facem sau prin aceste acțiuni. Să știți că, de când am venit la primărie, în două categorii au nevoie de sprijinul nostru. Nepoții noastre, copiii, elevii și vârstnicii. Persoanele active se pot descurca singure. Din păcate, asta timpul spun acum ceva timp, erau ajutate persoanele active, erau tot timpul. Venind la primărie în 2012, mai țin puțin, sunt multe de povesti, le-am trăit personajele aceia sunt. Venind la primărie în 2012, mi-am aminte la audiențe, eram cu în fiecare județ, eram audiențe în jur de 70-80 de persoane. Din 70-80 de persoane, vreo 50 erau cetățeni care doreau ceva. Dăm o casă, dăm o masă, dăm ceva. Vreo 50-60. Erau, la un moment dat, veneau săptămâna. Astăzi nu mai sunt aici. La fel spuneam. Primul lucru, v-am votat, dar dăm ceva. Vorbesc serios, erau colegii mei la audiență, nu sunt singur, sunt colegii mei. Și o să vă pot confirma. E, astăzi nu-i mai vedeți pe aici. Îmi crezi, Dumnezeu, dacă mai vota ca să-ți dau ceva, zic că ai greșit. Eu nici în 2012, în 2016 am stat, în 2012 n-am promis nimic. Am zis, doresc un oraș normal, civilizat, nimic altceva. E, zic că ai greșit. Eu ce să susțin oamenii care au nevoie de sprijinul nostru? Vă zici și copiii. E, de aceea vă spuneam clar că azi nu mai sunt pe aici, pentru că nu le dau atât timp cât mie primăria mi-a dat o casă. Dacă eram obligat să dăm o casă cuiva, trebuia să dăm toată populația orașului. Eram obligați. Că așa, domnule, este dreptul meu. Dacă era dreptul, tot trebuia să fie dreptul tuturor cetățenilor. De aceea vă spuneam clar că nu mai vedeți pe aici. Și astăzi, am uitat să vă spun un amănunt foarte important. Orașul Mangalia, după ce promit luminatul, va fi monitorizat video. Aveți deja, am votat deja 70 de camere, vor fi în oraș și stațiuni 453 de camere, dacă nu mă înșel, pe stâlpii pe care avem, dar până acum Enel ne cera 100 de lei pe fiecare stâlp pe lună. Deci nu aveam cum să le montăm pe toate, dar vă spuneam că va fi monitorizat video și nu o să mai avem foarte multe incidente în acest oraș. Bun. Vă spuneam de sunt multe lucruri de povestit, vă țin până dimineața, dacă este, dar nu mi-aș dori, mie îmi face plăcere să stau de vorbă, pentru că este vorba de munca noastră, munca tuturor. Vă spuneam de vârstnici, totodată, pentru nepoții dumneavoastră, unii agenții economici au înțeles că trebuie, dacă au activitate aici, să și susțină administrația locală și a venit cu o propunere pe care n-aveam cum să o refuzăm. Aveți aici, eu sunt parte de distracții în Saturn, pentru nepoții noastră puteți merge cu această cărticică, se pot da în jucările care sunt acum. Da? Să știți. Bun. Totodată, ce anume? Da, nepoți, exact. Dacă mai aveți nevoie, ne sunați și vă mai dăm astfel de invitații. Nu uitați, unde suntem cu pozele? La ce am ajuns la zi, să spunem așa? La statuile le-am comandat pe toate. Urmează da? La să nu uitați că la sfârșit vom face o poză de grup, fotografie pe care o veți primi acasă.
Acum sunt, era puțin, nu mă vă spuneam. Da, deci ajungem luna acesta la zi. Deci până le primim și le aducem, persoana vă urlege, noi se vor ocupa. Că vă spuneam că vă fericim de ziua dumneavoastră și o facem cu mândrie. Nu trebuie să ne mulțumiți, este mentul în primul momentul dumneavoastră. Și noi o facem pentru că nu trebuie să ne mulțumiți, este vorba de bugetul local, bugetul realitate, de toate cetățenii orașului, dar trebuie să fie transparentă această... Bun, haideți să trecem direct la subiect. Vă spuneam că vă felicităm. Chiar de foarte multe ori dumneavoastră mi-ați semnat anumite probleme pe care le-am pus și în practică. Și încă o dată vă mulțumesc. Să știți că nu dețineam adevărul absolut și de câte ori aveți nevoie de noi, pe noi ne găsiți zilnic o dată la 4 ani și telefonul meu l-aveți că mă sunați și știți foarte bine. Chiar dacă acum nu l-am la mine, nu pot răspunde, dar întotdeauna întorc apelul cât de târziu și știți foarte bine lucrul acesta. Pentru că trebuie să ne găsiți tot timpul. Nu o dată la 4 ani, ci trebuie să ne găsiți atunci când aveți nevoie de noi. Și toată aveți și cartea mea de vizită aici, este numărul personal. L-aveți de aproape 5 ani, de 5, nu, aproape de 5 ani de zile, de peste 5 ani de zile. Mă puteți suna de câte ori aveți nevoie de noi. Încă o dată vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru sprijin și sper să nu vă dezamăgim. Și noi vă mulțumesc. Întâmplător chiar cu aia este întâmplător, sau nu? 70 de ani, s-o aplaudăm să până la mulți ani, doamne, Alexandra Adanie. A, să vă spun la mulți ani. Nu uitați de pusă de plăcuneți și totodată cei care nu vă puteți deplasa, pentru ce persoane care se pot deplasa, mașini instituției, adică și mașini noastre, sunt afară și vă vor conduce acasă. Tot cu A, da? Doamne, 70 de ani s-au aplaudat să spun la mulți ani, doamnei Floarea Angelescu. Da, aici. Soția n-a putut veni, am înțeles. Nu? E plecată... Ce spui? Concert. Oferiți un buchet de flori, vă rog. Ce faceți? Și un mic de acolo partea primă, așa cum se loca. Rămâneți noastră atunci la fotografia de grup. Tot 70 de ani, doamna Zamfira Crețu, la mulți ani să o aplaudăm. Sărbătoarea doamnă. Ce scuze? Nu putem la dumneavoastră. Mulțumesc. Și nu uitați din partea cum așa. Tot 70 de ani, doamna Constantina Dragomir. Doamna Dragomir, să aplaudăți. Doamna Dragomir. Doamna Dragomir. Unde vine o dată? Dacă spuneți unde este doamna Dragomir. Acolo, în partea scuze, scuze. Doamna Rafira Jianu, doamna Jianu, sărbătoarea s-a făcut, să-i spunem la mulți ani. Și un mic dat din partea primului și a consiliului local. Șapte de ani, doamna Maria Laslo, doamna Laslo, sărbătoarea la mulți ani. Și un mic dat din partea primului și a consiliului local. Tot 70 de ani, doamna Cristina Melicevici. Melicevici, dacă spun bine, la mulți ani sărbătoarea. Și un mic dar din partea bună și a fost locală. Multe doamne, pe nevastă de dumneavoastră. Adică întotdeauna și eu la fel, acasă tot vreau să mă bazesc că mai greu la mine și noi bărbații de obicei suntem, dacă nu erați dumneavoastră, poate astăzi, întotdeauna în spatele unui bărbat puternic stă o doamnă puternică și nu... Da, 70 de ani, doamna Aneta Mocanu, să rămână la mulți ani, doamna Mocanu. Să rămână. Să rămână. Să scuze. Thank you.
70 de ani, doamna Alexandra Mușa. Doamna Mușa. Încetăm să transmitem ceea ce simțim și este foarte important să nu dezamăgești. Vă spuneam că nu sunt singur în acest demers și întotdeauna când aplaudați și să aplaudați echipa care este lângă mine și vă mulțumesc să-i joacă. Da, dar echipa de lângă de dumneavoastră. Da, da, de ce nu, dar și eu depinde, și eu, fără ei nu pot. Da, dar de dumneavoastră. Da, dar... 70 de ani, doamna Nouă Constantină, la mulți ani, să spună, doamnă. Mă știe de când era copil, pentru că a fost în clasă cu fata dumneavoastră, să spună. Salută, Daniele, și nu te-am încălzat cum ți-a fost locat. De ani, doamna Ileana Nicolescu, doamna Nicolescu, să spună. Nu uite, de ani, doamna, doamna Anica Popa. Doamna Popa, să-l spună. Uite, din partea primul și acum sunt local. De ani, doamna Profira Rotaru. Să-l spună, doamna Mărțin. De ani, doamna Virginia Cornelia Toma, doamna Toma, să-l pună la mulți ani de sărbători. Sărbă, doamna. Unica din partea primului și a consiliului local. De ani, trecem la domnul pe misiunea doamnelor. Domnul Bechir Nilmet, domnul Nilmet, să-l aplaudăm și să-l aplaudăm. 70 de ani, domnul Ioan Bereș, domnul Bereș, locul neîncăpător și mă bucur că sunteți foarte mulți și vă spuneam că și noi trăim aceeași emoții. Domnul Bereș, la mulți ani, cu mintea din partea tău și a fost locat. Ne cerem scuze, tot 70 de ani, în ce-ar mai? Scuze. Domnul Mihalea David, la mulți ani, domnul David. Ajunge la dumneavoastră. Imediat acum, nu am zis, n-au. Da? Da. 70 de ani, domnul Adrian Nour, domnul Petru Adrian Nour, 70 de ani, să-l aplaudăm. Acum ajung la dumneavoastră. Stați pe de partea cealaltă, domnul. Trebuie pe partea că... Domnul Ștefan Oaie, la mulți ani, să-l aplaudam, înțeles că a venit băiatul din Arim, m-a spus că sunt prețiu. Am trecut la 75 de ani. Doamna Bari Șucuraz de. La mulți ani, doamna Bari. Da? Copiți-o buchele flori și unii dar din partea până și-a pus o dată. Și am trezit la doamna Constanța Mardici. Doamna Mardici, am înțeles.
Sărbuna. Sărbuna. Și-o mic dar din partea cum și-a consiliu local. Doamna Fatma Mehmet. Sărbuna, doamna. Sărbuna. Și uite dacă în partea primului și-a fost urmă, nu trebuie să-mi toate. Asta e important. 70 la doamna Maria Mintiraș. Doamna Mintiraș, să spună. Scuzați-ne, dar mi-e locul strâng. Să nu. Și uite dacă în partea primului și-a fost urmă. Mi-au să aminte iar de un abonut, pentru că mai erau unii oameni care spuneau, domnule, ce s-a făcut în acest oraș. În 2012 vreau să mi-a semnalat că aveam și știam cu toții, dar unii dintre noi poate nu ne gândeam foarte bine la acest aspect, că aveam cel mai mari prețuri din țară. Vă faceți aminte? Da. Că am la un moment dat să facem un economat și, uitați-vă că și 2012 nu aveam decât un singur supermarket, un minimax pe variantă, profit și acela. Da? Astăzi avem așa două profit, da? Lidl mai vrea să deschidă un magazin, să vedem undeva pe stradă Oricuz, dar există unul. Ce mai avem? Kaufland, sunt foarte multe. Toate aceste supermarketuri se bată în prețuri pentru cetățeni. Uitați-vă că și pe zona construcțiilor a venit Bricu. Vor să vedeți la Dedeman. Deci orașul se dezvoltă. Dacă în 2012 ne căuta nimeni, aveam hotărâri abandonate, toate aceste lucruri înseamnă locuri de muncă și impozite plătite la primărie. Astăzi, cam toate hotărârile abandonate au fost cumpărate din stațiune. Există un interes major pe această zonă. De ce în ultima perioadă? Vă spun pentru că poate unii nu pot să recunoască acest aspect. Pentru că și administrația locală începe să-și facă datoria. Oamenii nu mai stau pe la coz, da? Nu se mai, eu știu, le mai se țin actele undeva într-un sertar și dacă cumva n-ai o bine, n-ai o relație, nu sunt scoase din sertarul respectiv. Dar asta înseamnă, că vă spuneam puțin mai devreme, locuri de muncă și impozite plătite în mancare. Și plus prețurile corecte, ceea ce este foarte important. Astăzi avem mancarea prețuri corecte. Unii operatori economici s-au supărat pe mine. N-aveam cum să îngrădesc accesul acestor investitori. Nu aveam cum. Am văzut proprietari de magazine alimentare, am văzut cumpărând de la Bila și vindeau în alimentarea lor. Nu este corect față de dumneavoastră, față de noi toți. Dom'le, până la urmă trebuie să faci față concurenței și asta este. Până la urmă rămân pe piață. Nu toți trebuie să fim patroni, asta nu am înțeles oamenii. Nu toți trebuie să fim patroni. Trebuie să mai și importați, nu ne descurcăm, încercăm să muncim altfel. Nu ne-am născut patron, da? Nu numai patron, dar își permit să facă totul la bancă, să-și cumpere mașinile lor. Asta e treaba dumneavoastră. Acum este concurență, cine are de câștigat cetățean. 79-a doamna Maria Nicolae, s-o aplaudă, se spune la mulți ani, s-o spune la doamnă, foarte multă sănătate. Și uite din partea primul și-a fost locat. Să nu uitați că aveți și ziarul local al Mangalei, al primăriei, îl primiți ziarul, da? Acolo sunt informațiile corecte. Și acolo să vă spunem că ce vom face și vă puteți opun un lat și un amănânt foarte vreau pentru beneficiare de pachete. Sunteți beneficiari de pachete și aici, nu? Să știți că primăria Mangalia, cred că astăzi este singura primărie din România care mai dă pachete. Lunar. V-am întrebat în urmă cu 2-3 ani de zile dacă doriți tinchete valorice sau pachete. O majoritate covârșitoare mi-a spus că trebuie să dăm în continuare pachete. Și a rămas pe pachete. Să știți că au mai fost oameni care spuneau și unii oameni nu și-au mai dorit, chiar unii mi-au reconstruca să mai dăm pachete. Pachete se vor da în continuare la Mangalia. Bineînțeles. Doamna Stanca Savitichi, la mulți ani, să vă spus. Și mi-i dat din partea primării și-a văzut doca. Și a plătit și la doamna Șaban Nesimbea. Sărut mâna, doamna Șaban. Și mi-i dat din partea primării și-a văzut doca.
E prea cald? Mai dă drumul la aer? Nu se da, păziți-i doamna Maria Șercu, la mulți ani, 75 de ani. Și mintea din partea până așa cum se lucra. De ani, doamna Maria Trandafir, la mulți ani, doamna Trandafir. Trecem la domnul. 73 ani, domnul Virgil Lepădatu, la mulți ani, domnul Lepădatu. Astăzi, în Mangalia, vă puteți face analizele, până acum ceva timp, mergeați la Constanța, vă faceți analizele, puteți face astăzi la Mangalia. Da? De ceva timp. Computer tomograf există la Mangalia în spital. RMN, vom avea și un da? Cât mai, anul acesta se va întâmpla în policlinică. Oricum, vom reabilita și policlinica, mie nu-mi place ce se întâmplă în policlinică. Aceea e un subiect pe care l-am preluat și nu e ceea ce trebuie să fie, că așa cum mi-aduc eu aminte când eram copil de policlinică la Mangalia. Am uitat să vă spun foarte important, sunt multe de povestit și le-au cam de parcurs. Casa de cultură va fi reabilitată, cinematograful Pescăruș va fi reabilitat, l-am preluat de la Aradef, grădina de Barăfoară de asemenea. Așa cum, da, ne aducem aminte cu toții și eu când eram copii, mergeam la film, la grădina de Barăfoară sau la Pescăruș, astăzi copiii sau dumneavoastră merg la Constanța. Da. Asta vom face și vă spuneam de Spitalul Mangalia. S-a investit foarte mult în Spitalul din Mangalia și se va mai investi. Spitalul Mangalia astăzi este a doua alternativă din județ după Spitalul Județean. Și veți vedea că la un moment dat chiar vom concura cu Spitalul Județean și asta îmi doresc cât mai repede. Se va investi foarte mult, să nu avem nevoie repede medici, dar dacă avem să-i găsim aici. 70 ani, domnul Petre Stoica. La mulți ani, domnul Stoica, din Vacezi. Vei știi că am și lucrat împreună. Când era student. Da. Se muncea și mi-aș dori să-i văd pe tinerii Mangaliei muncind. Au unde să muncească, nu mai să-și dorească. Unii dintre ei chiar muncesc, dar sunt și unii oameni care... Vă spuneam, chiar discutam să le trecute cu investitorul din turism. N-au găsit bucătar, n-au găsit ospătar, n-au găsit și s-au dus, vă spuneam, tocmai în Republica Moldova să aducă personal de acolo. Este trist. Este trist. Credeți-mă. Și ne uităm și mi-ar plăcea... să fiu la plajă. Mi-aduc aminte când eram copil că locuitorii Mangaliei nu erau bronzați. Nu aveau fiind de plajă. Mi-aduc aminte cine nu era bronzat, era localnic. Ei, acum când începe plajă, la plajă, da, vedeți foarte mulți localnici au când se bronzează. E regulă, foarte bine. Dar să mai merg și pe la muncă, zic eu, unii dintre ei. Plajele, din păcate, nu sunt la primăria Mangaliei. Sunt la Ministerul Mediului din 2002. Din 2002-2003, plajele din Mangalia, numai din Mangalia, de la Corbul până la Vama Veche, nu sunt în proprietatea administrației locale, sunt în proprietatea Guvernului României prin Ministerul Apelor și Pădurilor. Deci mai mult de atât să facem, sunt decât să-i sancționăm, nu are să facem. 80 de ani! Doamna Amelia Abiltar, la mulți ani, săruna doamna Abiltar, 80 de ani, vin eu la dumneavoastră. Nu poate că... Vin eu la dumneavoastră. Sărbunul. 80 de ani, doamna Michiar Bectali. Da, hai să... Doamna Bectali. Să rămână. Ce faceți? Și un mic, dar din partea atunci a fost și local. Multă sănătate.
80 de ani, domnul Ion Angel, la mulți ani, domnul Angel. Opzeci de ani, domnul Gheorghe Tatomir. Domnul Tatomir. Mica din partea plășa, local. 85 de ani. Am zis că nu a putut veni. Este fiica doamnei Nazife Hasan. Da? S-au promovat și bună sănătate. Fiți un buchinul frumos. Și un mic dar din partea pe mici acum sloca. Să aplaudăm pe doamna, să-i spun la mulți ani și multă sănătate, doamna Petra Dincă. 85 de ani. Da. Că multă sănătate. Doamne, Să rămână. 85 de ani, este aici, nu? Doamna Floarea Georgescu. Să rămână la 85 de ani. Să aplaudăm pe doamna Georgescu. Să rămână să rămână. Sunt ani, știu că este aici doamna Paulina Grosu. Să rămână, doamna Paulina. Mai mă știți? Mai mă știți, doamna Paulina? De unde mă știți? Nu, de unde mă știți? De la școala 3. Acum mulți ani. Undeva prin anii 70-80. Păi da, eu am intrat în 77 și în 85 am terminat la școala 3. De acolo ne, mă știu, de fapt nu mai puțin, că eram mii de copii, eu vă știu foarte bine. Să rămână, doamnă. Și un mic din partea acolo și acum sunt lucrat. Și muncă sănătate. Am lucrat la școala numărul 3. În 85 de ani nu a putut să vină doamna moldoveană Ioana. A venit soțul. În 85 de ani s-o aplaudă să spună la mulți ani doamne Elena Sălceanu. Să rămână. Și un mic dar din partea primii și acum, ca să aveți grijă, vă rog, eu frumos. Vă ajutați un astfel? Da? Să rămână. Luați-vă, vă rog. Să rămână. Este aici. Să o aplaudăm. Pe doamna Floarea Cumpătă. Doamna Cumpătă. Am trecut o noapte, fericit, 50 de ani de căsătorie. În clădirea unde ne întâlnim de obicei, vorbim de clubul nautic, acolo se oficiază căsătoriile.
și mi-aș fi dorit, dar vă spuneam că acum am dus în această zi. O să mă duc acum, am făcut pauză. Dar o să ne vedem, o să ne vedem și la 75 sau la 80-85 de ani dumneavoastră și este foarte important și trebuie să ne gândim că vedem tineri, da? Care după o lună, două, trei, jumătate de an divorțează. Sau după ceva timp apar și copii și de asemenea divorțează, nu este regulă, pentru că familia este în fine știm să cum societății. De aceea am spus clar, trebuie să vă susținem și să fiți un exemplu pentru noi cei mai tineri. Și cum începe cu doamna Ștefana, domnul Mihai, familia Ghinescu. Deci plus, n-are cum, nu avem cum să o putem să o zic, chiar dacă își dorește ceva să-i spună, nu se poate. O să ai cu bineînțeles, nu are cum să fie. Ca fi reabilitat, nu poate ca să reabilitate. Aveți un lucru? Da. A, mai vreți să mai spun, în afară de mozaic, mai vreați ceva de mozaic? Nu, aia e o amintire. Știu, a fost în valoare. Când a dus-o în răzi. 60, am zis, la început la 60. Da. Eu nu eram atunci și eu am zis mai târziu. Doamna Vasilica, domnul Cristea, familia Staruia, Staruiel, Staruial. Ce scuze? Și umita din partea primării și a pus local. Multă sănătate. Sărbună. Tot 50 de ani de căsătorie. A? 60 de ani. Da, am luat decizia aceasta pentru că, continuăm cu dumneavoastră, spuneau oamenii, domnule, că nu avem peste 60 de ani de căsătorie. Am spus că trebuie să luăm o decizie de luna aceasta, nu Adriana? De luna aceasta vă veți ține și la 60 de ani de căsătorie. Și avem astăzi... De ce sunt aici? Înseamnă că v-ați fost mai târziu. 50 de ani, deci doar ne mai vedem o dată. De ce? Doamna Stanca, domnul Gheorghe, familia Păun, 60 de ani de căsătorie. Se aplaudă. 60 de ani de căsătorie. Așteptați strănepoții de acolo. De la 67 de ani de căsătorie. 67 de ani de căsătorie. Se află aici. Doamna Alexandra, domnul Gheorghe, familia Enache, se aplaudă în 67 de ani de căsătorie, familia Enache. Doamna Enache? Doamna Enache? 67, încă o dată, 67 de ani de căsătorie. Săruna, doamnă! Săruna! Săruna! Doamna Enache? Noi vă mulțumim, sunteți un exemplu în noi toți, 67 de ani de căsătorie, deja e un moment extrem de emoționat, n-am mai întâlnit și... Care este secretul? Este seama. Aici, este amintit, tolerant. 67 de ani de căsătorie. Nu vine să crede, prima oară, vă spuneam puțin mai devreme la început întâlnirii noastre, că sunteți un afel de emoționat ca și din avasul. Să vezi persoana că am vizitat numai bună jumate și am văzut că am fost acasă, din păcate, nu mai este. 100 de ani. Și la fel că aveți 67 de ani de căsătorie sau 95 de ani, 90 de ani sau 97 de ani, credeți-ne că sunteți un afel de emoționat ca și din avasul și vă mulțumim că ne creați și ne dați această emoție. Încă o dată, vă felicităm încă o dată la mulți ani. Nu uitați de fotograf de grup în drumă colegii mei. La mulți ani și vă mulțumim pentru toate.